Dacă în trecut țara noastră avea o producție mare de legume, acum am ajuns să importăm foarte mult din celelalte state europene. Țăloanii spun că nu este normal acest lucru, deoarece avem destul pământ pe care să lucrăm. De ce credeți că se importe legume în România? Păi, zice că nu se fac la noi. Ar trebui să se cultive la noi, să nu se mai facă, nu? Nu, se fură bani. Și mai multe. Sunt multe care și eu de la țară și... Asta, nu știu. Nu știu să vă spun, sigur nu știu. Câștigați ceva din recolta de la țară? Da, se poate zice că câștig. Ceva, nu mult, dar dacă nu ai și servici, nu câștigi. De ce? Pentru că nu să câștigați autohtonii pe piață. Asta cred. Pentru că nu merge bine agricultura în România. Să câștige bani mai mulți, probabil. Cred că din cauza șefelor ăștia mai mari. Ăștia e. Nu știu, dar noi avem destule legume, nu știu de ce ar trebui să se importe. De ce nu ne place al nostru? Că e mai bun al nostru decât din străinătate, nu-i așa? Pentru că la noi nu se pune bază pe agricultură. Dacă s-ar pune bază, n-ar fi problema care este. De aceea se importă. Ăla sunt foarte bine, super. Ăla nu sunt bune. Nu prea am idei. Eu nu prea mă duc la cumpărături. În piață mai mult iau de pe la ABC. Probabil că la noi nu mai merge. Eu știu, nu știu. Pentru o prostie mare, că sunt bucăite și la noi, de nu le pot fi aici. Nu? Nu știu, că și noi avem, chiar vorovirăm cu nevasta, zice, avem bugăițe și în grădină, ce să faci grădină? Te cheamă oamenii în piață, dar păi, eu nu știu nici să se importe, nu știu, din ce cauze. N-ar trebui să se importe, că sunt la noi cu destul.